Proprietarii localurilor din centrul istoric al Craiovei sunt îngrijorați de eventualitatea unui cutremur. Ei s-au constituit într-o asociație și cer Inspectoratului pentru Situații de Urgență planuri concrete de intervenție în caz de cutremur. Cu atât mai mult cu cât refacerea fațadei clădirilor vechi nu a fost neapărat însoțită de consolidarea acestora. De curând s-a înființat o asociație a proprietarilor și chiriașilor din centrul vechi Craiova. În momentul ăsta sunt câțiva proprietari de baruri, restaurante. Încercăm să strângem toți agenții economici lângă noi și am propus un exercițiu, o simulare de cutremur într-unul din weekendurile viitoare, pentru că trebuie să vorbim, să stabilim. Cei de la ISO au promis că se vor implica, poliția, jandarmeria. Nu se știe niciodată, Doamne ferește, ce se poate întâmpla și atunci un exercițiu de acest gen este binevenit. Au solicitat o întrevedere în cadrul instituției prefectului, o întâlnire cu ISU, cu poliția, cu alte deconcentrate, care îi pot ajuta să intre în legalitate cu normele de actualitate. Proprietarii localurilor din centrul istoric spun că nu neapărat amenziile sunt soluția, ci existența unor reguli clare și aplicate corect, astfel încât cluburile și barurile care îndeplinesc normele legale să funcționeze, iar cele care le încalcă să fie închise. Centrul istoric e așa cum este, clădirile sunt așa cum sunt. Doamne ferește, vine un cutremur. Ce facem?